Salutare! Astăzi o să vă arăt că nu aveți ce face acasă și dacă v-a rămas niște Ipsos de modelaj prin casă și dacă aveți un vas cu care n-aveți ce să faceți sau o vază pe care vreți să o aruncați că s-a demodat, e urâtă, puteți să o faceți cum aveți chef sau cum simțiți. Puteți să experimentați că cine știe, poate după prima vază nu o să fie un mare rezultat, dar după a 50-a poate deveni și mici comercianți. Avem nevoie de apă, Ipsos, niște sfoare ca să facem o armare pentru ce urmează să facem, niște ambiție, un pic de bunăvoință și niște imaginații. Și hai să vedem ce iese. În prima fază punem apă. După ce am pus apă într-o găleată, desfacem și Ipsosul de modelaj. De principiu nu turnați cu sacul. Meseriașii mai fac chestia asta, de-aia se cheamă meseriași. Eu recomand să o luăm așa, ușurel, ușurel, cât te ocupă și cerneți așa de sus. Pur și simplu asta faceți cu el ca să se așeze peste tot. Și turnați până când obțineți o pastă modelatoare. Faceți chestia asta până când plutește un pic de Ipsos deasupra apei. Și dacă îl grăbiți, s-ar putea să nu puteți să-l modelați, că se întărește foarte repede. Adică eu ce fac acum? De fapt fac un vas fără roata olarului, fără lut, un produs finit. O să arate ca un produs ceramic. Luăm niște sfoară și începem să armăm viitoarea noastră vază. De ce fac asta? Să nu cadă Ipsosul de pe sticlă. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, cu cât în mai multe direcții, cu atât mai bine. Ipsosul nu-l grăbim, să nu moară materialul. Dacă bagi mâna în el, nu-l grăbești, dar dacă bagi un lemn sau un fier sau ceva, îl grăbești. Tot de deasupra. A făcut niște guguloaie, alea merg sparte cu mâna. Oricum o să ne dăm seama când începe să se facă pastă, că îl simți la mână că se face pastă. Și ăla e momentul în care poți să-l modelezi, să nu fie nici prea tare, dar nici prea moale să-ți cadă de pe suportul pe care urmează să o montezi, să o modelezi. L-am și grăbit frumos, e omogenizat, începe să se facă așa pastă. Bineînțeles, după ce s-a uscat, puteți să-l vopsiți cu spray-uri, să faceți tot felul de patine pe el sau să-l faceți tot felul de... ce culoare aveți în cap? Și cum vreți? În creație ești liber să faci ce vrei tu. Asta e frumusețea. O să folosesc acest panou ca să nu murdărez masa când încep să montez Ipsos. Între timp să ne asigurăm, putem să mai armăm viitoarea noastră vază. O să-i păstrez ciocul ăsta că îmi place, poate chiar o să-l exagerez puțin. Vă mai zic o chestie, puteți să faceți asta, asta e varianta în care vaza rămâne în modelaj. Dacă asta o ungeați cu stearină, stearina e o pulbere, se găsește în comerț, se amestecă cu motorină și iese ca o untură. După aia mergea scoasă din Ipsos. Dacă nu ai stearină, merge cu apă și săpun, merge cu ulei, merge cu cremă de mâini, merge cu orice unguent. Suntem aproape gata. E moale, deci nu stă. Ar trebui să stea așa, în picioare când trag de el. Atenție, trebuie să vă mișcați destul de repede cu el la modelaj, că se întărește în timp ce îl modelezi. Deci cu cât bagi mâna mai mult în el, cu atât se întărește mai repede. Putem să-i dăm un strat, prima oară, care să stea pe armare. E posibil pe sticlă să nu se prindă. Bineînțeles că puteți să vă duceți cu ea și la extrem, să o faceți super finisată, ea după ce e întărită merge șlefuită. Încerc să nu se vadă deloc sticlă. El acum s-a făcut cam ca un lut, așa. Se poate folosi în loc de Ipsos de modelaj inclusiv beton. E un beton special cu care poți modela. Deja gata, a început să se întărească suficient de bine încât să nu mă mai lase să-l modelez. Nu e foarte greu, ok? O lăsă să se întărească, după care, după ce e întărită, putem atunci să mai facem tot felul de forme în ea din șlefuire. Ea e destul de încărcată acum. Cu cât e mai neperfectă, mie mi se pare că e mai autentică. Ia să vedem, a venit momentul adevărului. E încă cald doar pe partea asta unde e mai mult Ipsos, dar eu zic că merge vopsit. Agităm spray-ul mai bine și îl ținem invers și dăm doar o pulverizare așa. Chiar mai multe, până când iese culoare. Acum am culoare pe țeavă, adică primul jet nu o să fie o chestie gazată care să strice vopsitul. Ca să nu vopsim lucrurile în jurul nostru, ori ținem ăsta într-un băț, ori îl legați cu o sârmă, după care îi dați o patină. Mai puteți folosi chestii de genul ăsta, nu neapărat Ipsos. Acolo intervenția voastră de modelaj este minimă. Spume poliuretanice și alea prind pe suprafețe sticloase și puteți să faceți forme din astea necontrolate în care
cu puțină bunăvoință și imaginație puteți să le vedeți ca fiind forme frumoase. Hai să-l punem în picioare. Încerc să nu pun mâna pe vopsea, că n-aș vrea să mă vopsesc și eu. Să zicem că asta ar fi o noptieră. Hop! Ai făcut un obiect decorativ în câteva minute. Ipsos, sticlă, voință, ambiție. Asta cu imaginația, imaginația eu cred că e direct proporțională cu exercițiu, așa că exersați ca să vă imaginați.